Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi o să facem cu sfeclă roșie și o să facem brioșe, o să facem o salată cu hrean și cu sfeclă roșie. Așa, și o să facem un ceai cu ghimbir și cu lămâie. Așa, mai așteptăm puțin să mai intre cineva. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Aici avem ingredientele pentru toate trei rețetele. O să le separăm pe fiecare. Bună ziua, Liliana! Bine ai venit! Și pentru, o să începem cu brioșele, apoi o să facem salata. Aici avem ingredientele pentru salată și aici pentru ceaiul nostru. Și pentru salată o să avem nevoie de sfeclă roșie fiartă. Mihaela! Cucu! Te pup dulce! Eu le-am acoperit cu... avem nevoie de, pentru salata de sfeclă, fiartă. Fiecare face cât mănâncă. Astăzi, mâine, poimâine. Așa, eu am aici două sfecle mici, mici, mici. Le-am dat deja prin răzătoare. Și hreanul l-am dat deja prin răzătoare, ca să nu plâng aici cu voi. Ia să vi-l arăt. Ia uitați, hrean. Spălat, curățat și apoi dat prin răzătoare. Așa, să fie proaspăt. Eu îl țin la frigider, în pungi de plastic. Una într-o parte și una într-o parte. Și îl închid. Pupici, Mihaela! Mimișor! Așa, și acesta este hreanul nostru. Pentru salata noastră. Și o să mai avem nevoie pentru salată de puțină sare. Cine dorește poate pune și o linguriță de zahăr. Pupici, Liliana! Și puțin oțet. Sau, nu vă place oțetul, puneți zeamă de lămâie. Și am să le dau deoparte pentru salată, că o să începem cu brioșele. Și pentru ceaiul nostru de ghimbir, ia uitați, ghimbir proaspăt, spălat, curățat și dat prin răzătoare. Eu l-am dat înainte, ca să nu fac nici zgomot. Și o să mai avem nevoie de zeamă de lămâie. Eu am să pun și puțină coajă. Și dacă doriți, să adăugați 2-3 frunzulițe de foi de dafin. Să vedeți ce bunătate este. Așa. Le dau deoparte. Așa. Am să dau deoparte aici. Salata noastră, să ne ocupăm imediat. Așa. Și ceaiul. Așa. Și pentru brioșe o să avem nevoie. Eu am dat deja prin răzătoare. Eu cumpăr gata fiartă. Ia uitați, sfeclă roșie. Gata fiartă și... să-mi iau o farfuriuță sau vor. Și o dau prin răzătoare. Ia uitați, cu această sfeclă am făcut și pastele acum o săptămână. Așa. Și avem aici 140 de sfeclă roșie fiartă sau făcută la cuptor. Aveți sfecla, o puneți la fiert, o oră, două, depinde cât durează, cât de mare este. Sau la cuptor. Și apoi o dați prin răzătoare. Sau o mixați. Eu o cumpăr gata fiartă. Așa, avem 140 de sfeclă, apoi 110 de zahăr, vedeți? Zahăr, le pun așa aici în față. Apoi o să avem nevoie de 3 ouă, eu le am aici.
Mai avem nevoie de 150 de grame de unt. De grame de făină, un praf de sare, 12 grame de praf de copt, scorțișoară și opțional, cine dorește, eu aici mi-am pregătit 50 de grame de ciocolată tăiată, bucățele, și mirtili roșii, sunt uscate, sunt așa, dacă doriți, sau dacă nu, puneți stafide. Eu mai am deja o rețetă pe canalul de YouTube, este asemănătoare. Am schimbat-o puțin și să începem. O să avem nevoie de un vas. Și o să le punem pe rând pe toate. Așa. O să le dau deoparte. Aici, vedeți, am sfeclă. Sfecla este fiartă, nu este crudă. O să pun aici într-un loc. Așa. Și o să începem cu ouă. O să punem ouăle aici în... Nu, punem mai întâi sfecla. Sfecla noastră. O să o punem și o să amestecăm cu zahărul. Și după aceea adăugăm ouăle. Așa. Să fiți atenți că colorează bine, bine. Așa. Deci la 140 de sfeclă punem 110 de zahăr. Așa. Și amestecăm. Amestecăm puțin. Adăugăm și un praf de sare. Așa. Și amestecăm bine. Am să dau deoparte. Și acum o să adăugăm ouăle. 3 ouă. Amestecăm așa bine, bine. Se fac foarte repede. Nu avem nevoie de mixer. Le amestecăm pur și simplu. Doriți ca sfecla să fie ca o cremă, o mixați cu mixerul. Așa. O să adăugăm și untul. 150 de grame de unt. Aici este unt la temperatura camerei. Așa. Și amestecăm. Punem și scorțișoară, cam o linguriță, două de scorțișoară punem. Așa, am să mai pun puțin. Cam două lingurițe. Așa. Și dăm deoparte. Și amestecăm. Vedem dacă se topește untul aici. Trebuie să-l pun mai moale, să fie mai moale. Dar nu e nicio problemă. Amestecăm bine. Încă o lingură. Așa. Îl facem mai micuț. Așa.
amestecăm bine, bine. Sfecla roșie este și colorant alimentar natural. Puteți stopi untul. Așa. Și acum o să punem puțină făină și praful de copt. Deci eu aici am 250 g de făină și 12 de praf de copt. Așa. Și amestecăm. Făină o să punem treptat. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Dacă vedem că este prea multă, nu mai adăugăm și lăsăm cât este. Ia uitați ce culoare frumoasă are. Am o rețetă și de brioșe cu morcov. Cu morcovul dat prin răzătoare și aceea este foarte, foarte bună. Așa, mai pun puțină făină. Astăzi facem brioșe cu sfeclă roșie. Astăzi cu sfeclă roșie. Și amestecăm. Amestecăm puțin să omogenizăm compoziția. Să gustăm, să vedem dacă este bun de scorțișoară, de zahăr, de sare. Este bun. Mai pun puțină scorțișoară. Așa. Cam două lingurițe pline. Și amestecăm. Puteți face și la un mixer. Dacă doriți să le mixați mai repede. Ca să nu mai fac zgomot, am optat să fac o. Așa. Vedeți consistența? Adăugăm și restul de făină, intră toată. Și acum opțional, puteți spune, eu mi-am pregătit aici 50 de grame de ciocolată, tăiată bucățele, și mirtili roșii, sunt uscați. Așa, și punem ciocolată, punem și mirtili, sau stafide, ce aveți. Și amestecăm. Compoziția noastră de brioșe este gata.
Eu mai deja am deschis cuptorul și la 180 de grade și le lăsăm circa 30 de minute, 25, o să vedem. O să le înțepăm cu o scobitoare să vedem dacă sunt gata. Așa. Compoziția noastră este gata. Ajutăm acum să tragem bine de pe pereții vasului cu o paletă. Așa. Și aceasta este compoziția. Uitați-o. Așa arată. Așa. Eu mi-am pregătit aici o tavă cu aceste forme din hârtie și am să pun cu această lingură de la înghețată, am să pun în interior. Așa. Și am să iau câte o lingură și am să pun așa aici în interior. Le umplem. Le umplem încet și apoi le dăm la cuptor. Cuptorul este deja cald. Așa. Punem așa câte puțin, cam pe 3 sferturi să fie plină. Mai umplem unde ni se pare că nu este de ajuns. Așa. Și dăm la cuptor. Și în restul de umplutură care mi-a rămas, eu am să pun o lingură de cacao. Și o să facem câteva și cu cacao. Așa. Acum le dau la cuptor. Le dau la cuptor. La 180 de grade și le lăsăm. Și între timp o să adăugăm puțină cacao aici și o să facem salata.
cum am spus, mi-a rămas puțină compoziție și să punem puțină cacao și o să vedem ce o să ne iasă. Așa. Am să dau deoparte. Aici am puțină cacao și am să pun așa cam cât o lingură. O lingură de cacao și amestecăm. Și am să fac 2-3 și cu cacao la urmă. Așa, ia uitați compoziția cum e. Și dăm deoparte. Dăm deoparte și ne ocupăm de salată. Așa. Ne aducem ingredientele de la salată aici în față. Așa, și la salată fiecare pune după gust, gustanți. Eu pun sfeclă roșie și apoi adaug hreanul. Îl adăugați, depinde cât vă place hreanul. Și eu l-am curățat înainte. Așa. Să scoatem, ia uitați-l curățat. Mâine ne vedem în direct să facem tortul. Așa. Am lăsat aici o bucățică de hreană, uitați cum arată. Curățată, spălată și dată prin răzătoare. Acesta este hreanul. Așa. Aici avem sfecla noastră. Cum am arătat, hreanul îl avem proaspăt. Proaspăt, spălat și dat prin răzătoare. Așa. Și o să adăugăm peste sfecla noastră. Am să scot bucata cea mare. O să adăugăm hrean. Și hreanul îl adăugați după gust, cât vă place. Așa, eu îl adaug pe tot, că noi îl mâncăm. Adăugăm și sare și gustați, adăugați mai întâi puțin. Cine dorește poate adăuga și o lingurită de zahăr. Eu nu adaug. Așa. Uitați ce concentrat este. Să dau la în față. Și adăugăm oțet. Oțetul tot la fel îl adăugăm după gust. Este foarte, foarte puternic. Eu l-am închis și l-am ținut și tot așa să-l închid. Și când îl serviți, puteți adăuga și ulei. Ulei de floare soarelui sau ulei de măsline. Așa. Nici nu știți cât de concentrat este. Că eu l-am spălat, l-am curățat, l-am dat prin răzătoare. Lacrimile pe pământ. Și este puternic și acum. Este foarte, foarte bun pentru sănătate. Foarte bun. Așa, mie îmi place foarte, foarte, foarte mult. Așa, și aceasta este salata. Și opțional adăugați când îl serviți cu carne, cu ce doriți. Și ulei. Și ulei de măsline sau ulei de floare soarelui.
Și aceasta este salata. Am să o dau deoparte că încep să plâng. Așa. Salata. Ia uitați-o cum arată. Bună și gustoasă. Și eu plâng, lacrimile îmi vin. Este puternic, dar este sănătos, face foarte bine când suntem mai ales răciți de anul. Așa. Și dăm deoparte și hreanul. Ia uitați lacrimile. Mi-au ajuns pe față. Cum ne pregătim? Ne pregătim să punem ceaiul. Să punem apa aici. Așa. Aici am ghimbirul. Tot așa eu l-am curățat. Avem lămâie. Și foi de dafin. Eu foile de dafin am să le rup. Vedeți? Le rup așa bucățele. Așa. Și le pun aici. Le puteți pune și întregi, dar dacă le puneți întregi, le striviți așa cu mâna. Așa și le puneți. Așa. Dar dacă le rupem, sunt... O să punem și dafinul, să vedeți ce bunătate iese. Punem și ghimbirul. Ia uitați. Ghimbirul tăiat, dat pe răzătoare, curățat. Ghimbir proaspăt. Așa. Și îl punem aici în... Acum o să punem apa fierbinte peste. Am să pun și 2-3 coși de lămâie. Am să iau așa și am să tai cu cuțitul doar partea galbenă. Și apoi am să storc lămâia. Lămâile să fie biologice sau dacă nu le spălați cu bicarbonat, le țineți puțin în apă cu bicarbonat 5-10 minute. Vedem că apa fierbe. E o bumbetoată cu cojiță. Este bună. Așa. Mâine o să facem tortul, mâine dimineață. Cum să punem apa fierbinte peste. Vă faceți o cană și jumătate, cât beți în zi. Și acoperim. După aceea mai întâi să punem zeamă de lămâie și stoarcem lămâia așa aici. O stoarcem bine. Nu se întâmplă nimic dacă ați îmburei. Așa. Amestecăm și lăsăm circa 5 minute, 10, să stea așa acoperit. Acoperim așa bine. Așa. Aici avem ceaiul.
Aici avem salata noastră, salata noastră cu sfeclă roșie și cu hrean. Și dacă doriți, puteți pune și ulei. Eu nu am pus, pun în momentul când mănânc. Se poate păstra la frigider, într-un borcanel. Și este de preferat să o faceți pentru 2-3 zile, faceți puțină, mâncați, pe aceea faceți din nou. Eu conserv hreanul în punguțe. Ia uitați, îl țin așa în punguțe în frigider. Vedeți? În punguțe. Nu trebuie să fie închise. Eu pun una așa, una ca cu celălalt. Vedeți? Așa. Și le țin în frigider, în sertarul cu legume. Hreanul. Vedeți? Eu l-am din toamnă acesta. Atât mi-a mai rămas. Hreanul bun. Așa, ușele noastre sunt gata. Brioșele sunt gata. Așa. Acum o să le punem și pe cele cu cacao. Să vedem câte o să intre. Ia să vedem. Le puteți și decora cu cremă, dacă doriți, cu cremă de unt. Dar eu am să le pun puțin zahăr pudră deasupra. Așa. Acestea sunt doar cu sfeclă roșie. Aici, ca ce mi-a rămas, am pus și puțin cacao. O să iasă puțin mai închise la culoare. Așa. Aici avem și ultima. Le dăm la cuptor. Dăm la cuptor la 180 de grade, circa 20 de minute. Ia uitați. Așa. Și acestea sunt acelea care le-am scos acum de la cuptor. Și ce o să facem? O să le decorăm cu zahăr pudră. Am să dau deoparte. Așa. Ne pregătim. Acestea le punem la loc,
Așa, cutiuță. Punem puțin zahăr pudrat. Așa. Și acum am să fac cu această formă, cu floricică. Am să o pun așa deasupra. Și iau. Și iau și le decorăm așa frumos. Așa. Și acum, cele din mijloc, am să pun această formă. Ia uite, de gogoșele. Și luăm. Alunecă. Și le decorăm așa frumos. Iată. Bună ziua, Eugenia! Mulțumesc, mulțumesc! Le decorăm. Uitați-le. Așa, decorăm brioșele cu zahăr pudră. Vedeți, cu formele de prăjituri de la biscuiți. Punem așa deasupra. Și decorăm. Așa. Sau cu aceasta eu fac gogoșele. În ulei prăjite. Punem așa deasupra și decorăm. La cuptor avem încă 6. Am făcut fără. Vă lăsăm așa. Am făcut fără. Așa. Ia uitați. Așa. Acum să vă arăt cum arată ceaiul. Ceaiul ceaiul de la ora 5 cu brioșe și cu și cu ceiuț. Ceaiul de la ora 5 era odată o emisiune. Așa. Aici avem brioșele noastre. Aici avem ceaiul, eu i-am pus și un dop. Așa. Făcut cu ghimbir, cu ghimbir proaspăt, dar perizătoare. Are bucățele, am avut o bucată de ciocolată și am tăiat-o, bucățele mărunt-mărunt, și am pus ciocolată și mirtilii uscate, cu măstafidile, într-un brioș. Și cu sfecle roșii sunt făcute. Cu ghimbir proaspăt, cu lămâie și cu foi de dafin. Foi de dafină. Eu am un copăcel acasă, în balcon. Așa. Să ne luăm cănița. Să o așezăm așa aici. Este foarte, foarte bun. Ceaiul de la ora 5. Așa. Și servim. Să-l încercați să vedeți ce bun este. Dacă vă place fără zahăr, îl beți fără zahăr. Dar dacă doriți o linguriță de miere sau fără, eu prefer fără zahăr. Este fierbinte. Ce bun e. Ei, pun și parte șpanul mâine. Mâine dimineață intru să facem tortul. Un tort făcut din aluatul de la ecler. O să fie un ecler mare. Un ecler uriaș. Așa.
Și mai devreme am făcut tot din sfeclă roșie, salata cu hrean. Cu hrean, cu oțet. Vedeți? Și cu puțină sare. Dacă doriți, puteți... Bună ziua, Mariana! Puteți adăuga și puțin zahăr. Eu nu adaug. Și în momentul când eu mănânc, îmi pun pe farfurie, în momentul, în acel moment, pun uleiul. Îmi condimentez cu ulei. În rest, o pun la borcan sau o las aici, 2-3 zile. Aceasta este salata de, cu sfeclă roșie fiartă. Acestea sunt rețetele de astăzi. La cuptor mai avem încă 6. Acestea sunt cu sfeclă roșie. Așa, decorate așa. Și așa, cu zahăr pudră. Așa. Și aici am hreanul și sfecla. Ia uitați. Sfecla roșie fiartă. Eu o cumpăr gata. Așa, dar o puteți fierbe. Cu foietaj eu fac foietajul în casă. Sau cu aluat, făcut din, foi de plăcintă. Din ăla subțirii, fără drojdii. Vedeți și hreanul. Eu l-am de anul trecut. Îl țin în pungi. În pungi, la frigider, în sertarul și se menține. Pun o pungă în partea asta, apoi acopăr cu cealaltă pungă, nu leg. Și las așa hreanul. Ia uitați-l. Și este bun, 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 bun. Se păstrează foarte, foarte bine. Când am fost acasă anul trecut, mi-am luat ca să am. Mulțumesc, Mariana, mulțumesc. Acesta este ceaiul. Astăzi am făcut rețete cu sfeclă roșie. Brioșe cu sfeclă roșie. Ia uitați-le. Și în interior am pus... am pus și ciocolată, ciocolata măruie și mirtilii roșii, din alea că, cum sunt stafidele uscate, am pus. Și am făcut această tavă, le-am decorat cu zahăr și în ce mi-a rămas, în compoziția care mi-a rămas, că am băgat-o acum la cuptor, am adăugat cam o lingură de cacao. Că avem și mofturoși care nu vor să mănânce și așa că punem cacao. Așa. Și cu sfeclă roșie am făcut și salata cu hrean, cu puțin oțet și puțină sare. Și în momentul când punem pe masă, o condimentăm cu ulei. Cu ulei de floare soarelui sau ulei de măsline. Săptămâna trecută am făcut pastele cu sfeclă roșie, care au fost foarte, foarte bune. Și cu spanac. Am băgat pulpă de sfeclă roșie, uitați. Pulpă de sfeclă roșie, este, arată, este roșie, ne colorăm. Să tai una, să desfacem o brioșă. Să o desfacem, să vedem cum a ieșit. Ia uitați. Să scoatem așa. Ia uitați. Vedem cum a ieșit în interior. Încă sunt calde. Vedeți? Așa arată. Cu ciocolată și cu mirtilii. Acum fiecare pune cât dorește, cât de mult. Bună, bună. Când faceți cu sfeclă roșie, în interior să știți că iese maronie, dar în exterior rămâne culoarea roșiatică. Mulțumesc, mulțumesc frumos, Mariana. Îți mulțumesc în suflet. Acestea sunt rețetele, sunt bune. Ia uitați, este pufos, pufos, pufos. Și moale. Ia să mai rupe, uitați. Cade zahărul de pe.
Eu îl beau fără zahăr ceaiul. Îmi fac mereu ceai cu ghimbir și cu lămâie. Cu speranța că am să slăbesc. Glumim. Glumim, glumim. Cu ciocolată sau cu stafide? Cu stafide. Eu aveam în casă și am zis că să cum să numesc. Cu stafide sau fără. Puneți fel de fel de ce doriți și nuci puteți pune în interior, nuci, alune, ce aveți prin casă, să vedeți ce bune ies. Așa, bune, bune și gustoase. Mie sfecla roșie îmi place foarte, foarte mult. Așa, și mâine, mâine dimineață, cam în jur de 11, în jur de 11 facem tortul, un tort cu aluatul de la ecler. Facem un ecler uriaș și am să fac un tort. Și să vă spun că ingredientele, așa, am pus, ia să iau de aici să nu fac pozne, să dau sfecla deoparte. Așa, și am pus 140 de sfeclă roșie. Am făcut acum jumătate de oră în direct, le-am făcut și am toate trei rețete. Și ceaiul, și salata, și brioșele. Deci am pus 140 de sfeclă roșie coaptă. Coaptă ori la cuptor, ori fiartă în apă. Eu o cumpăr gata fiartă. Apoi am pus 110 de zahăr, 3 ouă, 150 de unt, 250 de făină, 12 grame de praf de copt, cam 2 linguri de scorțișoară, un praf de sare, dar scorțișoară o adăugați treptat și gustați. Gustați din compoziție să vedeți cum este, dacă vă place. Mai adăugați sau dacă nu, lăsați așa. Dar oricum trebuie puțină scorțișoară, că îi dă alt gust. Și apoi adăugați mirtilii, ciocolată, stafide, nuci, ce doriți în interior. Așa, eu dimineața mi-am scris-o că eu mai am încă o rețetă pe canalul meu de YouTube și am modificat-o puțin. Am modificat-o puțin și mi-am scris aici ingredientele. Că rețeta care o am pe YouTube e un nou cu două gălbenușuri. Astăzi am pus 3 ouă. Și am modificat-o puțin, puțin. Și ceaiul cu ghimbir, cu lămâie. Am pus doar zeamă de lămâie și coajă de la lămâie și foi de dafin. Așa. Și îl puneți apă fierbinte, le puneți pe toate aici și lăsați 5-10 minute. Și este foarte bun. Și salată de sfeclă roșie cu hrean. Hreanul în casă, păstrat în casă și îl radeți la momentul când îl folosiți. Nu îl radeți înainte. Eu așa, pentru că are tot parfumul tot și se menține foarte, foarte, foarte bine. Unde l-am pus? L-aveam aici. Ia uitați, hreanul. Vedeți? Se menține bine, bine, bine. Și rupeți câte o bucățică, câte o bucățică. Radeți, îl spălați, îl curățați, îl radeți bine, bine, bine. Eu îl țin în pungi. În pungi la frigider. Eu de anul trecut l-am, din toamnă. Am avut câteva bucăți și când am nevoie, iau câte o bucățică și îmi fac. Este foarte bun, foarte bun și este și sănătos. Mie îmi place foarte mult hreanul. Ia să vedem dacă s-au făcut și celelalte. Încă nu. Să-mi iau o scobitoare și să le încercăm. Și din aluatul care mi-a rămas de la acestea, care mi-au încăput în formă, am pus o lingură de cacao. Și o să le gustăm și cu cacao, să vedem dacă sunt bune. Ia să vedem. Ah, cred că sunt aproape gata, gata, gata. O să vi le arăt și pe cele, să dau deoparte. Așa, ceiuțul. Ceiuțul bun. Bun și gustos. Salata. Eu acopăr cu
să mențină tot în interior, tot parfumul și tot gustul. Așa. Punem așa aici. Aici avem ceiuțul. Am făcut numai zahăr. Am să-mi pun aici ca să-mi scot tăvița. Mai am încă 6 brioșe. Așa. Și o să le punem tot așa aici. Cu scobitoare le încercați și vedeți dacă sunt gata. Am scos una și să vedem, cred că sunt gata și acestea. Ia uitați-le. Fierbinte, fierbinte de la frigider, de la răgaz. Se vede diferența de culoare. Ah, mă frige, mă frige, mă frige. Ia să le scoatem. Ies bune și cu aluatul de pantișpan. Ies bune și așa și așa. Fiecare face cu ce are în casă. Eu pun și iaurt și lapte și depinde. Astăzi am pus în loc de lapte, am pus sfecla roșie. Așa, ia să le vedem și pe acestea. Le dau așa mai într-o parte. Așa. A mi-a mai rămas una. Și acestea, ca să nu le încurcăm, acestea sunt cu ceva puțină cacao în interior. Încearcă și să-mi spui dacă ți-a plăcut. Așa. Acestea sunt cu cacao și o să le facem. Hai să punem așa o făculiță peste. Să vedem cum iese. Așa. Punem așa o furculiță și dăm peste. Așa. Și le decorăm cu zahăr. Și știm că acestea sunt cu cacao în interior, au și cacao. Așa. Ia uitați-le. Ia să desface, să vedem dacă s-au făcut. Eu le-am controlat. Acestea sunt cu cacao. Numai că sunt fierbinți. Ia dați, iese. Iese din... Hai. Sunt mai, mai, mai. Ia uitați-le. Sunt fierbinți. Hai. Se vede? Așa. Acestea sunt brioșele de astăzi. Mulțumesc, îți mulțumesc că ai avut încredere, Eugenia. Ia uitați, acestea sunt. Sunt bune?
Și ne vedem mâine. Brioșe cu sfeclă roșie, ceiuțul nostru cu lămâie, ghimbir și foi de dafin. Și aici sfecla noastră cu hrean și sfeclă roșie fiartă. Sfecla roșie este fiartă. Am o rețetă de brioșe cu morcov, dar morcovul este ras și crud și făcut brioșe. Aici avem sfecla, am acoperit-o ca să rămână gustoasă și bună. Vă pup dulce, vă mulțumesc foarte, foarte mult că mă urmăriți, că aveți încredere să faceți rețetele și să le încercați. Sunt onorată și vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Și ne vedem mâine dimineață să facem tortul. V-am spus, o să facem aluatul de ecler, am să-l fac cu unt, cu făină și cu apă și cu ouă. Și o să facem aluatul de ecler, o să facem unul rotund, mare, o să-l băgăm la cuptor și după aceea o să facem, cred că, o cremă de lămâie. O cremă de lămâie și cu frișcă. Și aceasta o să fie tortulețul simplu. Simplu și bun. Seară frumoasă, Eugenia. Te aștept și mâine să vezi cum facem tortul. Îl facem în direct, mâine dimineață. Intru în jur de 11. Intru. Vă pup și o seară frumoasă tuturor. La revedere și multă, multă sănătate. La revedere, vă pup. Okay.